Clădirea Direcției Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Suceava intră în reabilitare. Execuția urmează a fi făcută de o firmă suceveană, lucrare obținută în urma licitației organizată de municipalitate. S-a mai semnat un contract pe creșterea eficienței energetice pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba de un contract în valoare de 590.304 lei plus TVA. Este vorba de reabilitarea clădirii domeniului public a municipalității, a clădirii principale. A fost depuse un număr de 6 oferte, Euro SRL Group, Com Transport, Test Prima, Casa Group, Com Bucovina și SCV Info Expert SRL. În cele din urmă a fost declarată oferta celor de la Test Prima pentru suma, așa cum v-am spus, 590.304 lei. Este la partea de, se află în fază de licitație, e depus documentația și la celălalt obiectiv, la reabilitarea instituției publice la primărie, discutăm de cantină de ajutor social.